Salut, prieteni! Bine ați venit! Eu sunt Marius și astăzi voi face un unboxing și review memoriei de la HyperX Fury Black. Avem aici varianta de 8 GB DDR4, deci o să îi folosim pentru construirea unui PC bazat pe Skylake, să spunem. Ce putem spune despre produs? Seria Fury, după cum vedeți, are și logo-ul scris aici. Tip DDR4, 8 GB, frecvența v-am spus 2133, cred că este destul pentru început. Eu am achiziționat două plăcuțe de 8 GB, 16 GB. Are o latență de 14 CL latența. Radiatorul HyperX Fury Black, pentru că sistemul meu o să fie cumva negru cu roșu și se potrivește culoarea. Tensiune alimentare 1,2 volți și au Intel XMP Ready. Sunt optimizați pentru chipsetul X99 de la Intel. Da. Produsul este achiziționat de pe site-ul PC Garage. La momentul achiziționării, având prețul de 172 de lei. De altfel, vă voi lăsa și linkul produsului și toate specificațiile în descriere. Deci să începem unboxing-ul. Am încercat să desfac pe aici, nu prea se pot dezlipi fără să rup aceste chestii, deci o să rup pur și simplu chestia din lateral, urmând apoi să îl prind de partea de sus. O să deschidă cumva ca o carte. Nu trebuie să depunem prea mare efort. Iată-i. Să focalizăm un pic mai bine. La fel de ușor se scoate din cutiuță. Apăsăm cumva în partea de spate. Și o să sară propriu zis afară. Pe partea din față logo, cum v-am spus, DDR4, HyperX, să avem scris și partea de sus. Pe spate scrise coduri și, bineînțeles, tradiționalul Made in China. Asta nu înseamnă că nu... HyperX, probabil bine știți, este o firmă foarte bună. Radiatorul este din fier, să spun, acum nu știu exact ce fier este. Pare destul de durabil, calitativ. Mai avem aici o garanție și un ghid de instalație al ramelor. Cred că nu mai este nevoie de așa ceva pentru că toată lumea știe cum să monteze ramul. Aici avem garanție în toate limbile disponibile. Să vedem dacă este și română. Nu, nu este română. Deci învățați engleză sau chineză. Da, dragilor, acesta a fost episodul rezervat memoriei HyperX Black 8 GB. Eu am fost Marius, vă mulțumesc pentru că ați fost alături de mine. La revedere!